bilanț pozitiv pentru evenimentul organizat de AJOFM Hunedoara la începutul lunii martie. Bursa locurilor de muncă s-a bucurat de un real succes, dacă ne raportăm la numărul mare de agenți economici care au răspuns invitației, dar și la interesul hunedorenilor de a-și găsi un loc de muncă sau de a identifica un job mai bun. Bursa Mărțișorului s-a desfășurat pe perioada 3 zile în 3 localități diferite. AJOFM Hunedoara aducând ofertele de muncă în Hunedoara, Petroșani și Deva, astfel încât cei interesați să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în teritoriu. La Deva s-au oferit cele mai multe locuri de muncă, inclusiv pentru viitori absolvenți de liceu. Avem alături de noi, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, pe doamna Inspector General. Avem copiii de clasa 12-a, pentru că în această vară vor termina liceul și bineînțeles că mulți își vor căuta loc de muncă. Avem foarte mulți șomeri și care sunt astăzi aici. Avem 71 de angajatori, cei mai mulți dintre cele 3 locații, adică cele 2 înainte și asta este a treia. 73 de angajatori prezenți în sală în acest moment, cu aproape 350 de locuri de muncă vacante. Mai exact, 326. Bineînțeles că ne propunem la final să avem și noi o discuție cu fiecare angajator în parte. Am văzut deja prin sală că s-au selectat multe CV-uri, au fost foarte multe persoane care și-au depus CV-urile. Acum vom vedea la sfârșit. Avem absolvenții din cursurile noastre de formare profesională, atât de pe proiectul SICONE destinat tinerilor, cât și pe proiectul destinat persoanelor adulte. Cursurile din bugetul asigurărilor de șomaj, toată lumea e aici prezentă să-și caute un loc de muncă. Sperăm la final să avem rezultate foarte bune. Este o onoare și o plăcere să particip aici la acest târg de forță de muncă și cred că antreprenoriatul din România și în special din Deva are nevoie de foarte multă încurajare. La fel și cum toți cei care își caută loc de muncă trebuie încurajați și trebuie duși într-o direcție de reconversie profesională, astfel încât județul Hunedoara și municipiul Deva să beneficieze de forță de muncă calificată. După cum știm și în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, necesarul forței de muncă la nivel național este foarte mare. Necesarul forței de muncă mai ales specializată și cred că împreună cu AJFM-ul și toți operatorii care au participat astăzi și care au nevoie de forță de muncă își vor da mână cu mână și vor încerca să facă o reconversie profesională a forței de muncă disponibile din județul Hunedoara și din Deva și mai mult decât atât să atragă forță de muncă de care este foarte, foarte mare nevoie. Știm cu toții că ne lipsește în momentul de față forța de muncă calificată și sperăm ca prin programele guvernamentale pe care le desfășurăm din cadrul Ministerului împreună cu AJOFM-ul să încercăm să ne aplicăm cât mai mult asupra persoanelor care pot să fie reconversate, ca să spun așa, și să se recalifice și să aibă un job bun, bine plătit și statornic. Prin stabilitatea antreprenorilor noștri oferim și stabilitate, ceea ce înseamnă locurilor de muncă din Deva și din județul Hunedoara. Până la urmă, scopul acestor evenimente este de a informa pe elevii noștri, viitorii absolvenți, cu privire la toate oportunitățile, facilitățile, dar și condițiile de ocupare a unui loc de muncă. Totodată dorim să știe elevii noștri ce meserii, ce calificări, ce perspective sunt pe piața muncii, de ce nu cea din județul Hunedoara. Până la urmă trebuie să știe că pot avea un viitor bun aici în județ, dar pentru acest lucru trebuie să fie informați și să facă ceva în acest sens. Noi suntem angajate la Crucea Galbenă, eu sunt asistent social de 5 ani, lucrez la Crucea Galbenă și sperăm să găsim cât mai mulți oameni care să fie cu noi în echipă. La evenimentul organizat de AJOFM Hunedoara la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva au participat 73 de agenți economici cu o ofertă de locuri de muncă ce a numărat 369 de posturi. Au venit să-și caute un loc de muncă 819 persoane, dintre acestea au fost selectate 284 în vederea încadrării și au fost încadrate în muncă 93 de persoane. Agenția va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre persoane selectate au și fost încadrate în muncă.